anistic, dacă pot folosi acest cuvânt. Etimologic nu pot să-l folosesc, dar deci avea o concepție despre, cum a spus Daniel, avea o anumită viziune despre ce înseamnă a locui un loc. Și anume această geometrie. După aceea, decizia de a folosi aceleași urme de casă pentru mai multe generații. Toate aceste obiecte sunt făcute cu cunoaștere, cu talent, cu minuție. Toate astea demonstrează nu numai faptul că știau să le facă, ci și că le destinau unei anumite funcționalități sociale și arată, e o deschidere, deși nu știm, eu ca profan nu știu, dumneavoastră știți mai bine, e o deschidere spre, cum se cheamă, distribuția membrilor societății pe funcțiuni sociale. Deci avem de-a face cu o adevărată comunitate. Cât de civilizați erau? În primul rând trebuie să renunțăm la viziunea noastră despre civilizație așa cum probabil o înțelegem. Dacă avem, nu știu, robinet, apă caldă și asta, suntem civilizați. Da. E cu totul alt tip. Sunt mii de ani între noi. Putem să negăm că erau civilizație? Din moment ce aveau satul cu tramă arhitectonică, din moment ce aveau obiecte, din moment ce se înconjura de obiecte frumoase, pe care noi acum, după mii de ani, le considerăm frumoase, bănuiesc că și eu le consideram, că le făceau. În afară de funcția lor de estetică, aveau, bineînțeles, și una spirituală. Atunci, ca și acum. Deci, în datele esențiale... Sigur că erau civilizații. Nu erau diferiți de noi. În datele tehnologice ale civilizației lor... E singura diferență. Singura diferență. Și nici măcar acolo, în ceramică, nu suntem diferiți deloc. Ca mod de preparare, și acum se prepară lutul, și acum se face... se fac vase de mână, bine, unele acum experimentale. Miniaturile care le avem aici, ele sunt de fapt replicile mici ale unor vase mari și respectă proporțiile, piesele mici respectă proporțiile vaselor mari. De care era rațiunea acestor replici? Exact, dacă le putem vedea, să prezentați modele, trebuie modele. Serveau drept modele pentru paștii? Da. Adică mai întâi făceau un obiect de ăsta ca să încerce dacă arată bine, după care la scară îl mărea? Poate așa și învățau să le facă. Ne putem pune întrebarea. Da, poate era un exercițiu. Ați găsit pentru fiecare obiect mare o replică mică? Aproape că avem. Asta e foarte tare. Aproape că avem. E o ipoteză de lucru? E o ipoteză de lucru, pentru că o teorie mai veche spune că ar fi fost jucării. E o teorie care poate fi sau poate nu fi, poate fi aplicată numai unora și nu și altora. Deci aici trebuie făcut studiu chiar foarte serios. Și văzut în ce măsură un vas, cu proporțiile acestea, se regăsește într-un vas mare, dar care are aceleași proporții geometrice, matematici, măsurate. Știau să lucreze cu ceea ce noi numim astăzi rigla și compasul. Care, cum arăta la ei? Era sigur o sfoară cu două bețe la capăt, asta, sigur, cu asta se ducea linia dreaptă și dacă roteam unul dintre extreme, aveam și un cerc. Da. Se mai folosește și astăzi în construcții la țară. Da. Bineînțeles. Așa, asta învață elevii în clasele primare, cu rigla și compasul să construiască forme geometrice. Cu siguranță și eu au făcut la fel. Știm cu ce se hrăneau? În primul rând, aveau posibilitatea să utilizeze toate resursele naturale din jurul lor. Aveau lunga Dunării, unde puteau vâna mistreț, lup, urs. Avem aici un cap de mistreț? Da. Și porc domestic. Putea să fie și porc, nu? Da. Fratele nostru porcul, da. Dar țestoasa? Da, colecta. Sora noastră țestoasa de unde o luau? Era zona plină. Mâncau scoici foarte multe. Pește. E plin. Zona plină. Culegeau. Da. Colectau fructe sălbatice. Foarte multe. S-au identificat în resturile arheobotanice. Cantități mari de... porumbe, măceșe, zmeură, spanac sălbatic, aveau și practicau și agricultura. Apariția culturii gumenițe legată de începuturile agriculturii, da, în zona noastră. Mai devreme, agricultura e mai puțin sesizabilă arheologic. Și ce e foarte interesant, pe lamele de silex folosite pentru tăierea grânelor, majoritatea, aproape 80%, dintre lamele de silex sunt folosite pentru tăiatul grânelor.
nu pentru curățat piei sau pește. Acele acestea lungi la ce foloseau? Dacă acele erau și nu altceva. Sunt mici unelte care pot fi folosite pentru perforatul pieilor, pentru cusut. Avem și cărlige de pescuit. Și aceste figurine feminine superb șlefuite cu punctișoare, cu găurele, ce sunt? Reprezentări feminine. Având ce rațiune? Nu știu. Ce interesant. Ritualic. Amanda, tu ai găsit, mi se pare, la un moment dat, cel puțin într-un caz, știu eu, astfel de statuete erau împodobite. Da. Și margelele în pământ. Se vede urma cuprului. Da. Albăstrie, în jurul unor găurele sau a gâtului, să-i zic. Aveau cercei, aveau brățări la picioare. Deci împodobite cu mici... Și șiraguri de margele la gât. Margele din cuplu? Nu, margeluțe din lut. Din lut? Da. Să nu spun de dentalium pe care era înșelată. Da. Ce anume? Dentalium este un mel mediteranean. Ce căutau aceste obiecte mediteraneene la nordul Dunării? Cum au ajuns ele aici? Asta presupune că există o mișcare. Ce? Existau negustori, deci? Se poate presupune. Deci oameni care mergeau cu caravana și duceau produse pe care le vindeau în diferite comunități. Nu le vindeau, făceau schimb, că nu aveau monedă. Vinte înseamnă plăti. Da. Deci suntem în următoarea situație. Descoperiți ceva și scrupulul maxim este să construiți adecvat faptul. Adică să construiți dovezi arheologice pentru ceea ce au fost ei. Să asigurăm documentul arheologic. Să asigurați, mulțumesc, documentul arheologic. Odată el stabilit, urmează partea probabil încă mai dificilă decât asta, care deja este enorm de dificilă, care este și care, pe care nu avem cum să o verificăm decât, nu știu, prin comparații, prin nu știu ce. La ce foloseau aceste obiecte și care era cultura, de fapt, în care aceste obiecte și aveau locul lor? Pentru că despre asta nu putem spune mare lucru. Despre utilizarea obiectelor? Despre tipul de cultură în care ele intrau. Bună oară, din faptul că noi folosim furculiță, nu se poate distinge dieta. Furculița poți să înțepi un hamburger și poți să înțepi o foarte fină, un foarte fin produs al bucătăriei franceze. Diferența este enormă în termen de cultură, dar furculița este unică, deci eu nu pot să spun... Sunt prea diverse, nu? Sunt prea diverse. Nu știu. Dacă voi știți, spuneți-mi. Nu tot ce a fost atunci putem reimagina, redescoperi, recaracteriza. Ceea ce putem să facem este să, măcar să definim cadrul general al problemei. Dacă au mâncat mâncare franțuzească cu furculița sau dacă au mâncat mămăligă cu furculița. Au mâncat scoici, deci. Asta nu știm și poate cândva chiar vom găsi indicii pentru așa ceva. Însă deocamdată știm că n-aveau furculițe. Clar. Da, dar aveau linguri. Aveau linguri, vedem aici o lingură. Da. E un polonic, nu? Este pentru că aveau și mai mici. Deci sunt diverse dimensiuni diferite. Adică, Cristina, vrei să spui că ei foloseau linguri la masă? De ce nu? Da? E un fapt? Sunt linguri foarte multe descoperite, deci nu văd de ce nu. Chiar am impresia că în muzeul din Buzău am văzut o lingură care avea perforat tot, care are perforat coada și se presupune că era o lingură pentru un copil ca să-i se prelingă lapte sau ceva, o mâncare fluidă. Da? Este muzeul din Buzău. Ce s-a întâmplat cu această cultură? Ai cui strămoși sunt acești oameni? Sau sunt strămoșii nimănui? Sunt strămoșii noștri ai tuturor, pentru că și ei au fost oameni ca și noi. Asta e un sens foarte general. Da. Se pare că totuși civilizația gumenică sub România a fost distrusă de o populație, de o altă cultură cernavodă, din câte știu. E una din ipoteze. Se pare că totuși are un sfârșit destul de tragic. Nu știu dacă au lăsat urmași. Protocroniștii noștri vor putea invoca această cultură în sprijinul anteriorității românilor n-au la sudul Dunării. Nu știu ce argumente vor găsi. Argumente. Eu mă întreb ce argumente ar putea găsi. Practic, legătura noastră cu aceste oameni care au făcut aceste piese nu cred că este, sau nu trebuie să o căutăm în dimensiunea etnică. Da. E absurd, aproape. Și trebuie să înțelegem felul de viață al lor.
problemele cu care se confruntau în acea epocă. Trebuie să-și facă